dacă condițiile nu vor fi cele de dinainte de pandemie. Din păcate, gimnastica românească are până acum doar o sportivă calificată pe Maria Holbură, care nu a prins echipa pentru Mersin, care se află acasă. Și mai este o șansă de calificare anul viitor la europenele din Elveția. Doar o sportivă se poate califica în urma concursului individual, 4 aparate. Larisa Iordache are mari șanse, vor lupta însă pentru calificare și fetele mici de la Deva, Ioana Stănciulescu și probabil Silvia Sfiringu. Întorcându-mă la performanța junioarelor României de aseară, e o revenire îmbucurătoare ca atitudine, ca stare, ca senzație când o vezi pe Ana Vorbosu cum concurează, așa cum se întâmpla pe vremuri, o sportivă câine, spunem noi, cei care cunoaștem gimnastica îndeaproape, o sportivă care se agață de fiecare element cu un psihic de concurs foarte bun și bine pregătită fizic, pentru că a venit vorba de pregătirea fizică, cea care în ultimii ani a fost precară. De asemenea, cred că una dintre cauzele eșecului din ultimii ani din gimnastica românească este perpetua cosmetizare a realității și lipsa unei strategii pe termen lung. Sunt destui oameni în gimnastică care vorbesc în funcție de interesul de moment. Este nevoie de un cap limpede pentru a gândi un program în care să intre toate potențialele pretendente la calificarea pentru 2024, cu etape bine structurate pe toți factorii antrenamentului, fără a neglija pregătirea fizică și reactivarea aceasta spiritului de învingător. S-a lucrat de acum 6 ani pentru 2024. Întreb, se lucrează pentru 2028? Ca să emiți pretenții să ai succes, trebuie să te compari cu cei mai buni. De aceea, sportivele, antrenorii trebuie să se uite la cele mai bune echipe de gimnastică din lume în acest moment. Comparația nu trebuie făcută cu ceea ce vedem noi acum la acest campionat european, cu națiunile care au acces în finală din cauza, datorită pandemiei. Pentru ele este datorită pandemiei.